Tot mai mulți oameni care au trecut prin infecția COVID-19 spun că au rămas cu unele sechele. Printre ei se numără și actrița Tora Vasilescu. Sărmâna, bine ați venit! Vă mulțumesc! Bună ziua, Laura! Dați-mi voie să vă ofer acest buchet de flori și să vă mulțumesc că sunteți astăzi aici în studio alături de noi. Să-l arătăm? Da! Vă mulțumesc mult! Cum sunteți? Cum vă simțiți? Când văd flori, mă gândesc mereu că am amintiri din rai. Ce frumos! Pentru că florile nu sunt ca să supraviețuim, să mâncăm, să supraviețuim. Da. Sunt ceva care se aseamănă cu sufletul tău atunci când le admiri, cu ceva mult mai profund din interior. Toată lumea miroase florile și ăsta nu miros. Da, sau încă nu v-ați recăpătat mirosul. M-am testat. Glumind, da? La florile mele. Așa? Autohtone. Acolo mirosul miros, funcționează. Da, formă ați avut? Ați avut o formă ceva mai agresivă, o formă moderată? Cum a fost în cazul nostru? O formă cadou. Cadou? Da, adică? Cadou. Adică l-a adus soțul meu. Da? Vai. Adică te păzești. Dom'le, de ce ți-e frică nu scapi? Asta am certat clar. Pe toată lumea. Da. Pe toată lumea am obligat să poarte măști, să se spele, clor. Am făcut tot ce ni s-a spus să facem. Și soțul meu, supărat într-o zi că așa? I-am cerut să fac o muncă domestică, s-a dus la un prieten să stea de vorbă, să bea o cafea. Am înțeles, da. Vreo două ore, era cafea lungă. Da. Și cu mască, bineînțeles. I-a spus omul că soția a plimbat câinile pe la lac, acolo la buftea unde stau eu, un loc foarte frumos de altfel, și cam răcită, e un pic răcită. Un pic răcită, da. Noaptea a făcut 38 cu 8, dar noi nu dormim împreună. Uh-huh. Avem, mulțumesc Dumnezeu, camere separate, fiecare cu televizorul lui și cu sfărăitul lui, normal. Corect. Așa. Și mi-a spus dimineața și m-am speriat. Uh-huh. Eu aveam, datorită vârstei, că m-am înțelepțit, aveam o cutie pregătită pe care scria gripă și răceală. Ok. N-am scris și virus da, acolo, da. Bănuind că eu nu o să-l fac, cum toată lumea. Corect. S-a gândit. M-a sperat că... Nu eu. Da. I-am dat imediat primul ajutor, tot ce citisem, ce mă informasem, gargară cu apă caldă, cu lămâie, cu sare, cu paracetamol, vitamina C, vitamina D. Am sunat la medicul de familie, mi-a dat rețeta, i-a dat antibiotic și mă feream de el foarte tare, îi duceam mâncarea la ușă. Da. Eu l-am prins odată în bucătărie, a adus paharul, poate am încurcat și eu paharele, cine știe, că nu eram pe acolo. După, au venit și l-au testat. Așa. Și o vecină m-a întrebat, dar tu nu te testezi? De ce, zic eu, mă simt foarte bine. Exact, trecuseră 3 zile. Da. Seara, febră. La 3 zile. Da. Incredibil. Exact în perioada de incubație. În perioada de incubație. Imediat am acționat, așa cum știam. Așa. Vitamina C, paracetamol, n-am luat antibiotic, am luat ceva... Dar dincolo de febră ați mai avut și alte simptome? Ați pierdut... Febră mică, nu mare. N-am apucat să fac... Într-o seară, a doua sau nu mai știu, a crescut puțin mai mult decât 38 și am luat un algocalmin. La sfatul asistentei medicale, care m-a ținut în contact permanent, îmi dădea un telefon. Gust miros ați avut? Nu mă controlam. La un moment dat am găsit într-un sertar niște smirnă. Așa. Și am zis, haide să miroase frumos în casă, că chiar îmi place acest miros de smirnă. Da. Și n-am simțit niciun miros. Atunci mi-am pus problema. Soțul zice că el simțea miros. Așa. Problema e că am început imediat și soțul și eu să facem inhalații, am un nebulizator. Da. E bine să fii pregătit, asta în primul rând. Un nebulizator, aerosoli cu dexametazonă. Și deci n-am avut probleme de sinusuri, de ochi, de nu știu ce, asta ne-a ajutat extraordinar. Acum, eu am o alimentație foarte controlată de mine, de mânuțele mele. Da. Fără azot, care e principala
problemă cu nitriți, nitrați cancerigeni, am informații despre chimia plantelor. Foarte bine. Nu mănânc organisme modificate genetic, că eu consider că de aici sistemul imunitar scade, al lumii cade și de aia toți virusii ne atacă. Sigur, nu pot să spun că sunt numai agresiv corpușorul din când în când. E bine să fie pregătit. Da. Dar în mare. Afecțiuni pulmonare ați avut, aveți, au rămas sechele? Nu, am pornit cu discuția asta apropo de ce a fost înainte, de ce am avut niște forme cât de cât ușoare. Ușoare, da. Luasem înainte un... lui VAC se cheamă, sunt niște pastile care îți aduc puțin niște bacterii în tine, deci stimulează deja soldăței sistemului imunitar. Așa ne-a găsit. Deci la capitolul simptome, dumneavoastră n-ați avut miros doar, da? Ați făcut febră, tuse? Tuse și am făcut niște greșeli că am luat și pentru expectorant și să oprească. N-am mai luat antibiotic, am făcut această dexametazonă și m-au ajutat mult prișnițele acelea pe piept, dar puse într-un anume fel, adică un tifon bibat în spirit și în folie de plastic ca să se lipească toată noaptea și îmi ținea un pic căldură. Am avut niște dureri mari în porțiunea plămânilor în spate. Eu am crezut că e de musculatura. Am pus aparatul acela chinezesc să o maseze puțin. Nu trecea. Câtă vreme v-a ținut? În momentul în care i-au dat soțului meu rezultatul că e COVID, așa? Deci eu m-am îmbolnăvit, dar nu, da, atunci. Așa? Mă rog, când am auzit rezultatul că e COVID, așa un flux electric m-a cutremurat, dar când am făcut eu după 3 zile... Am făcut analizele, știam că sigur eram sigură. Așa. Nici nu m-am mai emoționat. Așa. Și m-a ținut vreo săptămână. După aia ați făcut și un test după ce s-a întâmplat. Da, și aveam anticorpi, Soțul mai puțin, dar eu... Da. Aveți anticorpi. Da. Dar ați simțit, au rămas niște sechele după toată această perioadă? Da, sunt convinsă și cu oamenii cu care am vorbit. Unde sunt punctele slabe? Probabil, eu și în primăvară am răcit, am făcut o viroză. Dar nu mi-am făcut testul. Poate am făcut și atunci. Da. Mă rog, sechelele sunt în urma radiografiei, desen interstițial, am făcut CT-ul și mi-au ieșit mici porțiuni care arată ca sticla mată. Aha. Doctorul m-a atras atenția. Bine că sunt mici. În plămâni și conform, așa a spus medicul, celor care au avut SARS-CoV-2. Dar, simțiți oboseală în continuare, respirația îngreunată? Cum uneori mi-e bine, dar uneori conform vârstei mai simt și oboseală. uneori. Da. Dar am avut crize respiratorii. Așa. După. Asta a fost partea mai dificilă. Mă gândeam uneori că are și o componentă nervoasă, adică când mă sperii puțin, un atac de panică. Efectiv, era dispnea. Ai lipsă de aer. Și atunci am citit, m-am documentat și eu pe internet, am găsit un centru unde am făcut ședințe de ozonoterapie la camera hiperbarică. Deci intri într-un tub mare așa și cu... Și primești la 1,5 atmosfere aer și eu cred că asta mă simt mai bine. Acum nu sunt așa într-o formă bună pentru că am dormit prost și când dormi prost nu poți să te scoli deștept, nu? Da, și asta e adevărat.